Cătălin Măruță este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune și este extrem de implicat în emisiunea pe care o prezintă de peste 10 ani la ProTV. În pandemie însă a intrat în rândul vedetelor care fac podcasturi, iar lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine. Cu toții avem nevoie de un hobby, iar eu simțeam nevoia de mult timp să fac ceva ce nu are legătură cu emisiunea, dar mă pasionează la fel de tare. Interviul este genul meu jurnalistic preferat, iar ideea podcastului Acasă la Măruță a venit firesc ca o continuare a ceea ce fac eu zi de zi live în emisiune. Este un proiect de suflet în care investesc energie și speranță că va fi pe placul celor care îmi urmăresc activitatea pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, a transmis Cătălin Măruță. Pentru a realiza un podcast, cunoscutul prezentator TV are nevoie de multe ore de muncă, însă aprecierea oamenilor, dar și veniturile generate din fiecare interviu sunt pe măsură. Până acum, Cătălin Măruță a primit sume cuprinse între 200 și 850 de dolari pe un podcast. Însă, se pare că acesta a dat lovitura cu interviul pe care Laurențiu Reghecaf l-a acordat. În prezent, videoclipul are pe YouTube 2 milioane de vizualizări. Pentru fiecare milion se încasează 1000 de euro, ceea ce înseamnă că momentan doar din acesta a câștigat 2000 de euro. Mai mult decât atât, pe lângă aceste sume, partenerul Andrei încasează bani lunar și anual pentru canalul lui pe care își urcă interviurile.